Fermierii care și-au făcut timp pentru a vizita târgul expozițional Timagralim de la Timișoara pot beneficia de ofertele promoționale pe care furnizorii de utilaje mecanizate le-au pregătit special pentru această vară. Maschio Gaspardo, de pildă, oferă un discount considerabil la semănătorile pentru cereale. Clientul poate beneficia de o reducere de până la 30% la achizițiile prin rețeaua proprie de distribuție. Am venit la expoziția Timagralim cu utilaje care se folosesc în acest sezon și avem întreaga gamă de utilaje, începând de la utilajele pentru pregătirea terenului, semănători, utilaje pentru tratarea plantelor, deci întreaga gamă de utilaje. Acum avem promoție pentru semănătorile de cereale, pentru cele mecanice, cele pneumatice și semănători directe pentru cereale. În ce constă această promoție? Această promoție constă într-o reducere de preț la clientul final de 30% prin rețeaua noastră autorizată de dealeri. Deci vânzarea utilajelor noastre se face exclusiv prin rețeaua noastră de dealeri. De exemplu, avem semănătoarea Nina de 4 metri la un preț promoțional de 11.900 de euro plus TVA. Echipată cu toate dotările necesare, respectiv grapă de acoperire semințe, scară de încărcare, marcatori hidraulici și un înălțător pentru bazin. Acestea sunt toate incluse în acest preț de 11.900 de euro plus TVA. Pe platforma expozițională de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului, IKR expune mașina de stropit Haggy, o noutate absolută pentru piața românească, care poate fi utilizată atât pentru erbicidat sau fertilizat, cât și la castrarea porumbului. Și la acest târg promovăm un produs nou pentru piața românească, mașinile de erbicidat americane de la firma Haggy, care sunt niște mașini foarte puternice, au viteză mare de lucru și foarte versatile, ele putând fi modificate în mașini de fertilizat sau transformate în mașini de castrat porumbul. Bineînțeles, pe lângă acest produs pe care îl promovăm acum, am adus și header pentru porumb, scarificator, semănători și facem o promoție specială pentru piesele de schimb pe care le comercializăm, piese de schimb originale și consumabile. Cei interesați să achiziționeze o combină de recoltat păioase Mevi are oferte extrem de avantajoase. La Timagralim, firma din Orțișoara a expus modelul 5220E de la Fendt, dar și două tractoare. Având în vedere că târgul de la Timișoara este redus ca și participanți, sau că am schimbat lucrurile de anul trecut, din câte am înțeles, deci universitatea nu se mai ocupă, sau cel puțin aportul lor a fost destul de redus, și fiind și foarte aproape de acest târg expozițional, nu venim cu foarte multe utilaje. Am venit cu cele mai mari modele de la marca Fendt și Valtra și o combină. Având în vedere că și campania acum, prezentăm și o combină. Nu, cum am spus, nu participăm cu foarte multe utilaje, tocmai pentru că suntem și aproape ca și sediu, avem expuse acolo utilaje, dar din faptul că avem o colaborare lungă și o colaborare veche cu universitate, participăm la acest târg. Ce promoție aveți pentru perioada asta? Pentru perioada asta promoția este de la combine. La combinele de recoltat păioase avem promoție. Am avut la sfârșitul lunii mai ziua porților deschise, organizată la sediul nostru la Orțișoara, unde au fost prezentate aceste promoții. S-au și comercializat utilaje în urma acestor promoții. Agrocomerț Holding, importator Klas, Lemken și Amazon pentru piața românească a venit la ediția 2012 a târgului de la Timișoara cu trei tractoare, cu utilaje anexe, un disc și un plug. Am adus trei tractoare cu utilajele anexe din spate, care se văd. Tractoare între 74 și 370 de cai. Primul model din partea dreaptă este un tractor Xerion de 370 de cai, urmat în spate de un disc de 6 metri, lățime de lucru, urmat de un Axion 830 de 200 de cai, la fel având un scarificator de la Papadopoulos, firmă grecească. Și al treilea tractor este un Axos 310 de 74 de cai, cuplat cu o greblă împrăștietoare,
de asemenea produse de clasă. Mai avem în teren un disc de la Amazone și un plug Lemken cu 3 trupițe. Banat Tractor Service a venit în sprijinul fermierilor din vestul țării cu o gamă largă de produse de tehnică agricolă, venite să deservească sectorul vegetal, dar și pe cel zootehnic. Banat Tractor Service se adresează fermierilor, atât celor care lucrează partea, să zic, cultura mare, cultura vegetală, cât și fermierilor care au zootehnie și se ocupă și cu creșterea animalelor. Deci pentru cei din zootehnie avem de la cositori, greble, remorci de adunat din brazdă, prese, mașini de înfoliat, remorci de transport, baloți. Avem toate utilajele de care au nevoie. Remorci amestecătoare pentru furajare. În rest, mai în completare, mai putem să spunem că am venit aici și cu mașinile, ceva nou, mașinile Orion pentru împrăștierea gunoiului, care iar avem la toate capacitățile, de la 4 tone până la 15 tone. Suntem reprezentanți la tractoare, la tractoarele Massey Ferguson, tractoarele Pronar și tractoarele Fantract Polonia. La mașinile agricole suntem pe piață și suntem primii care am introdus în țară, de la firma SIP Slovenia, cu legătoarele de porumb și tuleți pe un rând și pe două rânduri, care se pot vedea aici. De 4 ani de zile suntem dealer și la firma Pronar din Polonia, una din cele mai mari producătoare de remorci, de remorci de foarte bună calitate, cum se poate și vedea ce avem aici. Și totodată, tot din Polonia, promovăm vidanjele Meprozet la toate capacitățile, de la 3.000 de litri până la 24.000 de litri. Distribuitor al brandului Deutz Fahr, în 7 județe din vestul țării, Cons DDA are o promoție atractivă la tractorul de 165 de cai putere, care în varianta complet echipată este comercializat la prețul de 57.000 de euro. Noi avem în stand un tractor de 165 de cai cu cutie de viteză mecanică, foarte cerut în ultimii ani de zile datorită simplității și costului mai redus, și un tractor de 100 de cai, care iarăși a fost foarte cerut în primăvara asta pentru lucrările din perioada de primăvară, semănat, întreținere de culturi. Ca o promoție anul ăsta, tractorul din spatele meu de 165 full option, complet echipat cu tot ce ar putea să primească, la promoție este la 57.000 de euro până la sfârșitul anului. Techno Diesel, în schimb, are oferte avantajoase la încărcătoarele Weidmann, cu prețuri pornind de la 16.200 de euro. De asemenea, tractoarele Massey Ferguson de 101 cai putere pot fi achiziționate la doar 39.900 de euro. Avem foarte bune prețuri acum la încărcătoarele Weidmann, începând de la 16.200, la seria 11.000, și avem prețuri de 20.100 la seria 12. Sunt încărcătoare frontale cu braț simplu, la care se pot pune fel și fel de accesorii, începând de la cupe, graifer pentru gunoi de grajd, perii pentru măturat, furgă de paleți pentru baloți, clește pentru baloți. Apoi, la tractoare, avem o promoție foarte bună acum, la tractoarele de 101 cai putere, la 39.900 de euro, prețul este, bineînțeles, fără TVA. Și mai avem încă o promoție la tractoarele de 120 de cai putere, la seria 5465, unde mai avem încă pe stoc câteva exemplare la prețul de 56.000 de euro. Alte promoții pe care le avem sunt la remorcile agricole, la utilajele prelucrat solul, mai avem prețuri foarte bune la vidanje și, bineînțeles, avem și variante de finanțare. Putem merge pe leasing sau pe credit, dar putem să acordăm și o finanțare proprie pentru fermierii care au posibilități mai bune de plată și care pot să meargă pe perioadă mai scurtă. Aflată în premieră la Team Agralim, firma Göttler și-a prezentat întregul arsenal de utilaje destinate prelucrării solului și pregătirii patului germinativ. La loc de cinste s-a aflat, desigur, celebrul tăvălug. Suntem pentru prima dată la Team Agralim România. Am încercat să prezentăm cât mai bine tehnologia Göttler, care este o tehnologie de vârf, dacă nu chiar numărul 1 pe Europa de Vest, în prelucrarea solului și pregătirea patrului germinativ.
Din contactele pe care până acum le avem, le-am desfășurat singuri, fără alt gen de publicitate, prin contact direct cu fermierii, avem o intrare deosebită. Totul este facilitat de tehnologia Güttler în sine, care prin calitatea pe care o pune la dispoziția clientului, prin reducerea de costuri la pregătirea unui hectar de teren, prin creșterea de rentabilitate a producției pe care o va obține fermierul în final, a avut câștig de șansă în fața altor producători similari de utilaje agricole. Am venit cu toată gama de utilaje pe care noi le producem. Ele, practic, au același scop, orice utilaj pe care noi îl producem, practic, pregătirea terenului și pregătirea patului germinativ. Ele sunt diferite, aceste utilaje sunt diferite, în funcție, se completează reciproc în funcție de ceea ce fermierul mai are deja în parcul agricol pe care îl susține. Alăturat avem utilajul care practic înlocuiește plugul la prelucrarea solului, este un utilaj performat, trei utilaje în același utilaj și semnificativ la acest utilaj este tăvălugul în sine. Tăvălugul este parte de bază a tehnologiei Güttler, fiind unic în Europa, este singurul tăvălug care lucrează direct pe plantă, fără a distruge cultura, este singurul tăvălug care prin acțiunea asupra plantei și asupra solului ne reține apa în sol, nu creează crustă, nu creează, ajută la protecția solului împotriva erodării, împotriva nămolirii.